Doamne ajută și ne bucurăm că suntem în această seară, chiar dacă domnul ar mai restrâns, dar cred eu că această seară este o seară, am spune noi, o seară parastas, dar nu în sensul acesta, noi avem cuvântul parastas, ne gândim numai la cei care au trecut în viața de dincolo. Parastasis, în limba greacă, înseamnă a ne împătrișa înaintea lui Dumnezeu. Și Doamne Maritena Rotaru, așa cum am văzut în acest film, ne cheamă să ne aducem aminte de cei care au fost jertfiți la sânul patriei, chiar dacă au murit departe de țară, totuși și ei sunt la temelia unei patrii. Pentru că neamul acesta nu are cadavre care sunt aruncate în uitare și pe care, așa cum, mă rog, uneori se spune, din când în când le scoate din debaraua istoriei. Noi nu avem debarare de istorie, ci avem, avem mărturisitori, cum au fost cei din tendințele comuniste, și avem, de asemenea, eroi. Eroi martiri, așa cum îi pomenim numele la Sfânta Liturghie. Eroi martiri și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertate, pentru unitatea, întregirea, demnitatea și libertatea neamului nostru. Ei sunt la temelia unei patrii și cred eu că ceea ce face doamna Maritena Rotaru, a făcut și face, este să retrezească această conștiință a celor care, așa cum spune poetul, s-au așezat la temelia unei patrii. O patrie care, pe care o purtăm chiar și atunci când suntem plecați departe. Pentru că oricât am plecat departe, totuși purtăm cu noi acest spațiu și această patrie. Eroi, eu nu știam prea multe despre acești eroi și despre cei care au murit în prizonierat la undeva în Alsacia. Am auzit doar când eram în al preasfințitul Casian, când era la Strasburg, a făcut un parastas la Cejuna. Da? Și atunci am aflat pentru prima dată. Sincer, nu prea știam despre ce este vorba. Dar iată că acești eroi ai neamului care, mă rog, au fost sacrificați în prizonieri de război de către oameni care se prindeau civilizați, dar vedeți că la un moment dat civilizația are cinismul ei. Totuși, cred eu că această seară pe care ne prijurește doamna Maritena Rotaru, că de altfel și cele care au fost înainte și cu Barbu Bezeanu și vom mai invita și la alte seri. Sperăm să fim un număr mai mare. Astăzi au fost mai multe evenimente. Dar oricum vă mulțumim pentru această prezență. Și în același timp vom urmări în continuare și alte două filme pe aceeași temă a celor a românilor care, deși plecați departe, au zidit, stau la temelia acestei patrii. Deci noi avem o seminte și îmi amintesc de replica din Apus de Soare. Mi-amintesc de replica interpretată de George Calvureanu, cred. Da. Da, da. Pe umerii lor, așa, adică pe osemintele lor, așa, stă această patrie pe care noi sperăm să o păstrăm în sufletele noastre și în ființa noastră până la sfârșitul veacurilor. În acest neam românesc, care până de ea are o identitate profund creștină. Deci parastasis înseamnă aduce pe cineva în prezența lui Dumnezeu și te așeza cu, împreună cu acești martiri ai neamului în prezența lui Dumnezeu, așa cum îi pomenim noi la Sfânta Liturghie. Ați văzut ce? Este minunată aceasta. Și am văzut numele lor care sunt înscrise pe morminte. Pe lângă cele două gropi comune, care sunt, nu, de o parte și de alta, crucii celei mari, dar sunt și numele lor. Și noi adăugăm la Sfânta Liturghie
pe fiecare după numele Lui să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Îi mulțumim, Doamne Marilina Rotaru, pentru aceste clipe de anamneză duhovnicească, de memorie duhovnicească, aducerea aminte duhovnicească pe care le prelejuiește și nădăjduim ca asemenea întâlniri să cheme cât mai mulți dintre oamenii de cultură, așa cum a fost și data trecută, ultima a fost cu Barbu Brezeanu. Vreau să vă spun așa ca o paranteză, în seara dedicată lui Barbu Brezeanu, când s-a intervenit și din cei care au fost prezenți, am avut impresia unui Belle Époque. Adică oameni de cultură, cu un parfum parcă din altă epocă, într-o vreme în care, vedeți, și limba este un pic diluată și cultura este oarecum marginalizată sau nu mai este, nu se mai pune preț pe cultură. Eu cred că asemenea întâlniri sunt binecuvântate pentru toți și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste clipe și nădăjduim să ne mai întâlnim cu această ocazie. Noi vom continua aceste serii, doamna Marilena Rotaru, pentru că aici avem un tezaur. Un tezaur întreg și în același timp ne bucurăm că doamna Marilena Rotaru este în comunitatea noastră și este în comuniune cu noi. Deci vă rugăm pe doamna Marilena să ne adreseze în continuare un cuvânt și după aceea vom vizita celelalte. Mulțumim!